Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de Tech It Live! Alături de croissant! Cine ăla? Nu știu. Cine ăla? Nu. Nu mai prăji minereul, ci le macera! Așa, vino să vezi. Hai să vedem ce a făcut croissantul Crex. După atâta timp. O mă, clipă. Pum. Arată super ingenios. Oh. Capodopă. Gridica. Oh. No damage. Oh. Este clar o capodopera. Este joacă pinball cu mine. Pinball. Boy, fuck the sword. Come on, battle axe. Hai. Oh. Stila, nebunie. Oh, yeah. Hai după. Yeah. Oh la la. Nici că e nebunie. Cam prea mult marble, sper că mai decorez cu chestii. Păi normal, ăsta-i doar... Și ăsta să fie gen holul casei. Ăsta să fie cea mai... Păi o să fie așa ca o intrare, o să ne extindem. Pian, aici o să încep. Platformă într-o direcție, urcăm pe scări, aici scări, aici scări. Sus o să se intersecteze, o să fie până. Aici bă, o să fie o terasă, aici o să fie o terasă cu privire la ocean. Bă, ar trebui să fie un fel de... pod aici, care să vină cu o cameră până în ocean. Și acolo să fie o cameră cam numai... Bă, chișetule. Gata. Vreau să te bag în ocean. Gata, băi! Tu mă omori aici. Bă, gata, bă! Aaa! Ai remarcat că mi-am făcut armură de fier. Bă, uite la el ce jegos. De-aia nu te omoram eu. Și de-aia eram în jumătate de inimă așa de ușor. De-aia mă alergă pe engenii. Eu îmi fac acum armură. Îmi fac eu acum imediat armură. Trebuie să ajung la... E de diamond. Bun. Chuck Norris și-a făcut intrare. Nu! Au, băia, nu mai da! Bă, da! Ce da? Băi, ne stricăm armura. Pe tu n-ai armură încă, băi! Hai, dă-mi, eu n-am fier să-mi ia. Nu mai este energie, bă! Rămânem fără coal. Frate, aveam o grămadă eu. Ai, la mine. Cât vrei? Pune tot în chest. De ce? Ca să pot să-l iau eu și să controlez. Păi dacă eu nu vreau... Te caci. Na, îți convine? Da. Yay! Grăsime. Trebuie să-mi fac armură. Mergem să explorăm să găsim o junglă ca să putem și noi să evoluăm cu... Și ce, casa asta eu zic să o lăsăm exact așa, numai că scoatem chestiile din chest. Și lăsăm și cu maceratorul și generatorul și chișet. Andrei? Da. Fraiere. Da. Rău! Gata, frate, îmi strici armura. Ha, mănânc și tu nu ai. S-a mortu. Ba nu. Dar nu mai da, că îmi strici armura. Ba nu. Jack, mai dai. Nu. Nu mai da o inimă. Lasă-mă în pace. Tu lasă-mă în pace. Vezi că îți distrug casa. Eu îți distrug casa. Bine, gata. Bine, gata. S-o super decorez. De jumicherie. Mă duc să mă mai chinui să iau un amărât de sticky resin de la amărâții ăștia de copaci. Mamă, cât decor. Azi sunt artist, mă. Ne trebuie neapărat o junglă, deci facem la sticky resin infinit. Ai început filmarea? Da, de mult. Da, salut! Ce? I-am zis salut tipilor care se uită. Salut! Crescă, nu cred că s-a salutat, trebuie să salutați. Salutați-mă pe mine.
Ce papa atunci? Băi, eu trebuie să mă descurc. Să eu trebuie să mă descurc nu încă. Du-te tu dacă vrei. Eu trebuie să mă descurc aici cu casa. Și doar Oakwood, e așa de nasol. Păi este și Bărciu. Da, bine, dar Bărciu nu... Bărciu nu-mi place. Oakwood îmi place plank. Îmi place sub formă de plank, nu sub formă de pod. E greu de înțeles. 5. Jungla, fraiere! S-a mor tu. Jur! Deci exact în colțul în care mi se părea mie că începe o mlaștină și nu vream să mă duc, că eram mlaștină și urăsc mlaștina. De fapt, nu eram mlaștină, erau doar copaci cu lieni din junglă. S-a mor tu, i-am dat pe de la server, nu te cred. Stai. Server. What the fuck? Și de unde e casa? Se vede acolo unde părta în colț. Unde? Nu văd nimic. De acolo. Eu nu văd. Văd mine. Ai, n-am pus la casă. Vei pui. Nu, dar nu. Se vede în ceață. No, acum să găsesc copacii de care îmi trebuie. Sper să-i găsesc. Deci dacă jungla n-are copaci din aia, ar fi o tragedie pentru serie și pentru cheful meu de a juca această serie. Până găsim o altă junglă care are copaci din aia. Oh, pai mei e super departe de casa mea, păi ajunge la mine acasă. Hai că am găsit. O să te mai îngrași un kilogram pentru că ai găsit. Oh, milință! Nu mi-aduc aminte decât că cred că este rechin. Nu era așa. Oh, m-a lovit din plin. Da, cred că-l tabuci, zici că e delfin. Yeah! Yeah! Nebunie! Nebunia lui Juvel. Tu cu tu, racatapu. Și dacă te simți bine, tu cu tu, racatapu. Hai vino lângă mine, tu cu tu, racatapu. Hai vino. Numai un copac este din ăla. Tu cu tu, racatapu. Și dacă te simți bine, tu cu tu, racatapu. Hai vino lângă mine, tu cu tu, racatapu. Hai dacă te simți la fel, fă și tu nebun. Cum era? Asta e nebunia lui Juvel. Pentru că... Ok, deci acesta este copacul, lemnul așa. Oh my god. Așa? Îl tăiem frumos, colectăm stack-uri peste stack-uri peste stack-uri. A trecut ceva invizibil pe ușa mea, what the fuck? S-a ieșit toate să închis. Fantome! Nu l-am văzut pe prietenul tău cel mai bun. Oh! Asta nici nu a avut sens. Și nici nu a fost amuzat. Îți întorc orice fază, ia mă zi dacă ești maker, hai. Ești deștept. O afirmație corectă. Măcar partea bună a lucrurilor e că nu suntem gemeni. O. Hai, mai zi. Hai că ține doar pe toate. Hai, Andrei, zi-mi-o. Ai, nu cred. Ce, te-ai văzut în oglindă? Battle-X-ul nu merge trica pe Twitter-ul pe Battle-X. Tu cu tu, racatapu. Era bine. Ok, o să ne înarmăm cu vreo 10 topoare de piatră și apoi ne întoarcem să mai tăiem niște copaci din aia. Dar până atunci... Da, există Trecapitator. Da, normal. Păi și de ce nu merge cu Battle-X-ul? Nu știu, pentru că nu sunt compatibile modurile, probabil. Păi hai mai să-ți mai dau o critică așa să termine frumos episodul. Hai zi, ultima fază. Hai, Andrei, că poți. Hai că poți să-mi o trai. Te zguști atât de tare, încât așa. Vreau să mă duc să vomit. E bună, stai că ți-o întoarce, stai că mă gândesc. Te-am o idee de deci mi-ai zis, da și eu am una. Stai. Deci ai zis, mă dezguști atât de tare, încât mă faci să vomit, ai zis? Încât mă faci să vreau să mă duc să vomit. Păi de aia noi suntem gemeni! BAM! Ce?
Hai că ți-am întors, n-ai ce zice. No, vrei, zi eu tu să-ți întorc eu, să-ți arăt. Hai. Păi zi-mi eu tu că nu pot să-mi întorc singur, nu. Da, stai că zic, că zic, mă gândesc, stai, stai, stai. Nu mă, zi tot asta, sau, nu, zi. Alta, stai că zic alta. Ai o gușă atât de mare încât găinile vor să-ți o mănânce. Dacă întorci tu pasta, ești bun. A, știu să întorc, gata. Măcar nu i-am dat atenție pentru că tu ești atât de urât încât nici nu te bagă în seamă. Păi tocmai m-ai băgat în seamă. Găinile. Găinile. Am întors-o mai bine decât cum ai întors-o tu aia. Ok, hai că mă mai gândesc una. Ești atât de plictisitor încât dărtul se plictisește când te vede. Oh! N-a avut niciun sens. De când ai pus tu wool în casă? De când te-ai ras la... Am făcut rost de rășină. E terminat la spate și a ieșit tot. Măcar nu m-a scărpinat în ureche ca tine. O, asta mă slabă, puteai să-mi dai una maximă. O maximă puteai să-mi dai. Hai că știi și tu ce puteai să-mi zici. Da, a fost varză, Andrei. Mai plăpând înseamnă care de cu mic. Oh! A fost bună. A fost bună. Știam, Andrei, știam de mult, dar n-ai vrut niciodată să-mi spui. Dar nu e simetric. Și dacă te simți bine, continuă. Hai vino lângă mine. Hai vino lângă mine, tu cu tu, racatapu. Pura. Ce zici? Nu eu te fac să sub înțelege. Asta o să da așa o mini maximă, știi? Aaaa, ce frumos a fost asta, mi-a plăcut. Știi, ăsta e episodul replicilor, știi așa dumneavoastră. Nu știu. Ești umilit. Nici tu nu știi ce faci. Mă, bă, dar ești un manelist atât de șmecher încât maneliștii zic că ești un manelist. Doar ce pasta, bitch. Beatboxer. Oh, prica, prica. Mama, cum mi se zguduie capul. Bă, și ni le dăunează crap sănătății. Tucutu, racatapu. Mamă, dar sunt așa de bun. Încât... Tucutu, racatapu. Sunt așa de bun, încât Andrei mă face bunăciune. N-are niciun sens. N-are niciun sens. Nu, mersi. No sense, ma bitch, no sense. Ma bitcha. Ma bitch. What? Nu știi expresia. Ce? Expresie? Tucuteaș? Da, e tot de la... Nu? Nu? Nu pare cunoscut, n-ai mai auzit niciodată. Ai fost dată la țară la bunici? Nu, eu nu sunt țăran ca tine. Oh! No! Ce-mi plac momentele astea. Uite că nici nu prea pază, eu le zic ce-mi vine prima oară în minte. Nu mă băga în seamă. Don't băgat me în seamă, pălăsă, I'm just a kid.
I'm just a kid. Da, de ce nu pui tu PvP on? Fiindcă n-am chef! N-am chef să te bazi din nou singur ca seara. Sunt așa de bun. Da, glume. Am niște glume, zici că... E delfin. Oh, Andrei dur, Andrei dur, nebunie, nebunia lui Juvel. Nebunia lui Jules Verne. Capte Juvel. Cine ăla? Manelistul despre care vorbeam. Cine ăla? N-ai auzit de... Păi o melodia care cântam cu Ducutul Racata, pus numește Nebunia lui Juvel. O, Doamne! Ceea ce înseamnă că am cântat manele! Da. No, mă, sunt de rușinat! Pe ce apăsai ca să se... Nu m-a ca tine când ai văzut în oglindă! Oh! Oh, frumos, frumos asta. Asta mi-a plăcut, Andrei. Aș bate palma cu tine acum, dar... De fapt, aș bate palma cu fața ta, dar... Știi, nu prea ajung. Zona unde se spunează-mă pe aici. Ok, doamnelor și domnilor, și priviți minunația. Am făcut un extrator ce face șmecheria asta. E că îi face fața, îi redecorează fața la Andrei. Oh! Și aia, mai aia. Și extrage din sticky resin jegul Andrei. Ești o bormașină. Trei rubber. Mamă, tată, gata, mă călugăresc pentru alea trei rubber. O, nu, vine un spider. Ești atât de noob încât nu pot să... A, gata. Ești atât de noob încât nu pot să... A, gata. Știam că nu poți să faci la oliță fără ajutor, dar... Serios acum, Andrei. A, da, și dacă ține-o minte, da, din lemnul ăsta nu poți să faci decât bețe. Da. Ciudat. Andrei trebuie bețe, ca să știți voi. Plus, căpățâna de... Oh, topoare, avem topoare. Și aș cure, vrei să-ți redecorezi fața, adică să stai cam și să spui un nou. Oaie jigues. Jeghi, oaia jeghi. Cum era, mă, oaia șniții. Șniții. Duții! Șniții! Mă da. Bun, vii să ne rareși. Hai să dormim. Și dacă nu, ce o să-mi faci? O să mă bați? Oh my god! Te-ai văzut în oglindă, clar! Nu, de fapt era un spider. Deci mama ta! Oh! Măcar eu am mama pe aia, n-am o mamă bivol! Oh! Te-ai scos! Unde dracu ești? În spatele tău. Nu, gata, nu mai, dar te rog. Mi-ai zis după ce te-am omorât. What, uite, vine să vezi ce glitch, e blocat un spider în... Ba nu, bitch. Hai că vin. Unde ești, Andrei? Oh, Andrei, du. Ah! Mă, ce te bubă? Bă, ne bubă e zona aici, bo. Tu ești bou. De fapt, imitam pe tine. Oh! Nu! De ce l-ai omorât pe jniții? Unde-i jniții? Tocmai l-ai omorât. Și băi, jniții era o oaie. Și n-am omorât nicio oaie, am omorât un creeper. Da. El era jniții! Și era femelă! De unde și te-ai uitat? Ai încercat-o? Eu m-am culcat. Te-ai culcat? Da. Maria! Oh! Nu înțeleg. M-ai făcut și pe mine să zic oh! După fiecare replică care o zic. Te las la casă, dorm. Poți să intri. Am dormit. Bine că n-ai scris motivul pentru care mi-ai dat kick data trecută. Nu mai da! Nu vreau să mor! Te fugi când ea nici măcar nu mă uit la tine. Uită pe șniții! Uită pe șniții! Uită! Hai să...
Păcat că nu există name tag. Cum putem să-i dăm numele lui Jniții? Jniții! 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 Stai cu minte, Jniții! 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 Stai la locul tău! Închis în sticlă! Da! Capul doctoră! Cât de crud! Ia stai! Uuu, Rareș! Ce? Uită-te! Nu! De ce simt că amețesc? What the fuck? Bă, tu mi-ai distrus toată asta! Ba nu... Tu te întorci și o repari. A fost un creeper! Un creeper! Doar un creeper! Dar a ajuns accidental acolo! Accidental! Stai un pic. Ok, de-aia am întâmplat acest episod, sper că l-am gândit.